Și municipiul Drobeta Turnu Severin a fost conectat la sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă. Cetățenii vor putea accesa digital serviciile de stare civilă, naștere și deces. În acest moment, întrucât extinderea sistemului informatic integrat se realizează etapizat, la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor din Severin se eliberează doar certificate de deces. Sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă a fost extins și la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin. Prin conectarea la acest sistem se va reduce timpul de așteptare pentru eliberarea actelor atât pentru funcționari cât și pentru cetățeni. Ca și municipiu am fost aleși, selectați pentru privind digitalizarea stării civile, ca și modalitate reduc timpii de așteptare atât pentru funcționari cât și pentru cetățean. Adică vin mai mult decât atât, vin în sprijinul cetățeanului, fapt pentru care consider că este un beneficiu, care, un aport care îl aduce acest proiect numit SIASC. Practic vor obține în format digital documente. Automat toate solicitările, cât și eliberarea actelor de stare civilă, certificatul în speță, vor fi emise în sistem digital. Automat. Nașterile și decesele vor fi înregistrate în format digital. Eliberarea certificatului de naștere sau deces se va realiza în format digital, iar la cererea titularului sau aparținătorului și în format fizic, printat pe un formular securizat. Primul pas, datele declarantului. Acestea se înscriu. De asemenea, ce solicită certificat de deces sau de stare civilă tipizat sau electronic, se completează datele, apoi trecem la pasul următor. Aici este cazul declarării unui deces. Se completează toate datele. Acum încărcăm documentele scanate de ofițerul de stare civilă. Actul de identitate, certificatele de stare civilă, actul de identitate al persoanei decedate. Alegem fișierele, le deschidem, le încărcăm. Pasul următor, eliberarea certificatului tipizat. Sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă este alcătuit din 5 platforme interoperabile, având ca scop furnizarea de servicii digitale circumscrise înregistrării sau atestării evenimentelor de viață, naștere, căsătorie, divorț și deces. Extinderea la nivel național a sistemului informatic are ca termen de finalizare data de 24 septembrie 2024.